Aflând de pe internet că Primăria Ulmi organizează un concurs pentru ocuparea funcției de administrator public, un localnic a decis să se înscrie în această cursă, dar s-a lovit de refuzul autorităților locale. Am întrebat pe viceprimar, domnul vice m-a pasat către secretară, că actele se depun la secretară și doar secretara de acolo știe ce trebuie ca și acte depuse. Am ajuns la secretară, la etajul 1, doamna secretară mi-a spus că îmi pare rău să vă zic, dar astăzi e ultima zi și că este prea târziu să le mai depuneți acte și nu cred că aveți timp să faceți proiectul de management care trebuia făcut. Zic, ok, sper că la postul acesta s-a înscris mult mai mult. Și mi-a zis că nu, că maxim 2 persoane s-au înscris la concursul respectiv. Tot 2 înscriși se arată și pe procesul verbal afișat la vizierul primăriei, lucru confirmat și de secretarul localității. Însă declarațiile reprezentantului primăriei și ale bărbatului în cauză nu se leagă. A zis proiectul de management până pe 3. Dar astăzi e ultima zi și că este prea târziu să le mai depuneți acte și nu cred că aveți timp să faceți proiectul de management care trebuia făcut. A zis proiectul de management până pe 3. Deci el a venit exact pe 26 când era ultima zi de depunere a dosarelor. Dacă avea dosarul făcut, putea să-l depună. El a venit să mă întrebe ce trebuie să aducă la dosar. Bărbatul spune că îi se pare că postul de la Ulmi este cu dedicație, întrucât nu se cere niciun fel de experiență. Când am fost la viceprimar, am vorbit cu dânsul, era la parter, mai erau și alte angajate pe lângă el și când am întrebat treaba aceasta, multe persoane au început să râdă. Și reacția, când am văzut cum a pasat și cum, asta mi-a dat de gândit. Și credeți că îndeplinim toate condițiile pentru? Eu cred că da, mai ales că aveam și experiență de conducere, am avut foarte mulți oameni în subordine. În data de 3 februarie trebuia să se susțină concursul, însă acesta a fost amânat. Se pare că unul dintre membrii comisiei a fost în concediu medical și a anunțat că nu vrea să mai facă parte din comisia de concurs. Conform legii trebuie preluată toată procedura, cum am avut-o făcută, cu monitor oficial, cu anunț în ziar, deci asta, deci cu, în monitor se dă cu 45 de zile înainte de data concursului, deci... Se vor primi din nou dosare? Normal, dacă o să se hotărască să se țină din nou concursul. Asta depinde de domnul primar. Dacă acest concurs va fi reluat, rămâne de văzut. Totul depinde de decizia primarului, care va semna și contractul de colaborare cu administratorul public.